Salutare dragi prieteni, Reincozo aici pentru voi cu un nou unboxing. Am pentru voi astăzi un mouse pentru gaming de la brandul Media. Un mouse care mi-a captat atenția acum ceva vreme și într-un final am reușit să-l achiziționez și eu. Am prins o super ofertă și nu l-am ratat. Vă las pe voi să-l căutați pe internet, pe site-ul Media Galaxy sau pe Altex. Sper să mai fie la ofertă și vi-l recomand, este super, super. Da, deci prețul este surpriză, îl vedeți acolo. Bun, modelul GM753 este un mouse cu un corp din metal, da, este destul de greu. Spune aici că are conexiune USB, 8 butoane, lumină albastră LED. Dar într-adevăr are lumină și albastră, da? Nu are 8 butoane, nu înțeleg de ce ei au scris aici că ar avea 8 butoane. Așa arată pachetul. 8 butoane programabile. Nu avem driver la acest mouse. Nu înțeleg de ce spun că sunt 8 butoane programabile. Într-adevăr, 4 dintre ele, click stânga, click dreapta și butoanele laterale, pot fi programate cu ajutorul lui X-Mouse. Senzor optic Avago, ok. Buton dedicat schimbarea DPI, ok. Și cablul de 1,5 metri. Da, până aici tot adevărat, mai puțin cele 8 butoane. Haideți să-l scoatem afară din pachetul său. Am un manual de instrucțiuni destul de simplu, evident în limba română. Cablul, să începem cu el. Vedeți și voi, este unul foarte solid, un conector foarte solid. Avem inelul din ferită pentru interferențe, o conexiune cât mai bună. Cablul într-adevăr are 1,5 metri. Este împletit în acest textil cu albastru și cu negru. Foarte, foarte frumos. Mouse-ul în sine are un design ambidextru, însă avem butoane doar pe partea stângă. Nu este un click chiar silent. Baza este din metal, avem 3 patine din teflon. Butoanele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unde sunt celelalte 2, 7, 8? Nu știu, dar este super ok și așa. Haideți să-l conectăm, să vedem luminițele. Ok. Na, vedeți și voi aici, avem un LED, da, care luminează brandul Media. De are 1000, 1500, 2000 și 2500 DPI. Na, vedeți și voi, luminează doar albastru. Avem aici un turcoaz, verde. Na, luminița scurt stinsă. Roșu, verde, albastru și stins. Mie îmi place cu albastru. Senzorul este destul de precis, l-am folosit mai mult pentru Office. Nu am jucat niciun joc cu el momentan și rotița scroll am văzut cum persoane
care au avut probleme cu rotița scroll. Nu știu, la mine se mișcă ok, nu are un aspect ieftin, nici un feeling ieftin. Butoanele laterale sunt un pic cam moi față de click-ul stânga și click dreapta, dar nu cred că reprezintă o problemă acest aspect. Nu cred că se va strica prea ușor acest mouse. Cam atât a fost unboxing-ul meu și părerea mea personală despre mouse-ul GM753 sub brandul Miria. Eu vi-l recomand dacă sunteți în căutarea unui mouse entry-level pentru gaming și office sau un mouse în general pe fir, mouse foarte bun, accesibil ca preț, mai ales dacă îl prindeți la ofertă, merită toată atenția voastră. Eu am fost Dragoș Cozov, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, până data viitoare, toate cele bune!